Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un alt video despre Germania. Să știți, o să fac acum o serie de mai multe videouri care o să țină toată de munca din Germania, deci cum îți găsești de muncă în Germania, ce trebuie să știi în Germania despre locurile de muncă, cum este structurată munca în Germania și așa mai departe. Și astăzi o să încep prin primul video, unde o să explic un pic structura la forța de muncă, să spun eu așa, în Germania, pentru că ăsta este un lucru foarte important cu care trebuie să începem pentru a înțelege exact unde ne este locul și cum putem primi anumite joburi și anumite joburi, de ce nu le primim și așa mai departe. Indiferent de ce statut ai tu, deci dacă ești mare manager sau tocmai ce ai terminat facultatea sau ești muncitor necalificat și așa mai departe, o să fie foarte benefic acest video pentru tine, pentru că îți va oferi o grămadă de informații utile. În primul rând, doresc să încep acest video prin a spune: în Germania este foarte important să te cunoști. Adică este important să știi ce profil ai tu. Deci, în primul rând, vorbim care sunt diplomele tale, ce abilități ai tu, ce calități ai tu și așa mai departe. Eventual, dacă vii din România sau dintr-o altă țară și tu ai deja niște diplome, poate se merită să le echivalezi sau nu. Asta depinde de cazul tău și de ce ai făcut și așa mai departe. Tu trebuie să știi așa: în Germania tu niciodată nu o să ai acces la toate joburile care există acolo. În funcție de ce școală ai tu, deci în funcție de diplomele pe care le ai, tu cu cât ai o diplomă mai bună, cu atât poți lua un job mai bun. Deci vorbim de un job mai bine plătit, deoarece în Germania se ține cont de câtă carte ai, deci de câtă școală ai făcut și așa mai departe. Cu cât ai mai multă carte, cu atât câștigi mai mulți bani. Dar, atenție, cu cât ai mai multă carte, de asemenea, cu atât tu vei pierde, să spun așa, dreptul la alte joburi. Și o să vedem mai târziu despre ce vorbesc eu aici. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem un pic cum este structurată forța de muncă în Germania, deci despre ce nivele vorbim, de levelul de la oameni din Germania. Iar dacă te uiți la acest clip și ești copil sau ești un părinte și vii aici în Germania, atunci este foarte important pentru a înțelege ce o să spun mai departe și pentru a lua mai târziu o decizie cât mai bună, să știi care este treaba cu școala din Germania, care poți vedea în acest clip. Așadar, hai să vorbim puțin despre forța de muncă din Germania. Eu personal o categorizez în patru grupe. Prima grupă este munca necalificată. Deci vorbim despre o muncă unde tu teoretic, și dacă vii din România sau dintr-o altă țară, din Africa, din America, de oriunde ai veni, și mâine ai putea să o începi. Deci dacă tu găsești o muncă care și mâine poți să o începi, aia de fel este o muncă necalificată. De fel vorbim de muncă în depozite, vorbim de curățenie, vorbim de curierat, deci de exemplu livrezi pizza și așa mai departe, nu vorbim de șoferi profesioniști de tir cu ADR și cu toate acele lucruri, deci nu vorbim despre așa ceva. Asta este prima categorie, unde tu nu ai nevoie de nicio pregătire, pur și simplu te apuci și începi să muncești mâine. A doua grupă în Germania aș categoriza-o ca persoanele care sunt Sachbearbeiter. Deci Sachbearbeiter este o denumire aici în Germania. Sunt persoanele care se ocupă de hârtii, de hârțogăreală multă. Deci Sachen înseamnă lucruri, chestii, Bearbeiten să prelucrezi. Deci prelucrezi chestii, lucrezi cu foi, lucrezi cu mâini, lucrezi eventual și cu puțin cu telefonul și așa mai departe. În munca de birou, să știți, acesta este unul dintre cele mai inferioare nivele ca grad, să spun eu așa. De desubt ar veni un Auszubildende, deci o persoană care face o școală vocațională și eventual un practicant, deci doar aceștia ar fi sub nivelul de Sachbearbeiter. Un Sachbearbeiter poate fi, de exemplu, un recepționist, poate să fie o secretară, poate să fie o persoană care
este agent call center și de asemenea o persoană care are de a face des cu hârtii sau procese de muncă care se repetă foarte des. Deci de fel aceștia sunt Zach de Arbeiter. Asemenea, poziții se pot lua de fel cu un Ausbildung, deci cu acea școală vocațională, cu acea ucenicie, cum este aici în Germania. De rar poți să intri fără nicio cunoștință într-o asemenea poziție. Un Ausbildung tipic în Germania pentru o asemenea poziție ar fi Bürokaufmann sau Bürokauffrau. De exemplu, în domeniul hotelier ar fi Hotelfachmann sau Hotelfachfrau. De asemenea, pentru asemenea poziții există și posibilitatea de Quereinsteiger, adică tu ai lucrat într-un anumit domeniu până acum și vrei să schimbi complet branșa și așa mai departe, atunci te muți și aplici pentru un alt job. Și de exemplu, după cum am spus, este și posibil să începi o asemenea poziție și dacă nu ai niciun fel de Ausbildung sau niciun fel de școală și așa mai departe. Aici cunosc un exemplu perfect, un exemplu care l-am văzut eu personal când am făcut o practică acum mult timp în portul din Hamburg, și anume era o anumită persoană care se ocupa de, să spunem așa, de containere în birou, le aranja acolo cum trebuiau să fie puse în, cum trebuiau să fie încărcate în vapor, iar acea persoană pornise de la poziția de portar. Dar să știți, au trecut 10 de ani până când a reușit persoana aia ușor ușor să avanseze în port. Uite, așa ajungem la următorul nivel, cum văd eu, și anume acele poziții specifice unui domeniu, sau de asemenea vorbim de poziții asistent manager, de asemenea vorbim de poziții junior, deci junior sales manager, junior supply chain manager și așa mai departe. Să știți, asemenea poziții de fel necesită cel puțin un Ausbildung în Germania dacă vrei să le iei, dacă nu chiar un studiu. Spre exemplu, dacă vrei să muncești în bancă și să ai o poziție de consultant acolo, atunci va trebui să ai cel puțin Bankkaufmann ca Ausbildung făcut. Un alt exemplu, dacă vrei să lucrezi într-o companie de shipping, aici, de exemplu, în Hamburg, trebuie să faci Ausbildungul Chefarztkaufmann și astea sunt exact acele poziții specifice care tu ai nevoie de ceva specific ca să poți să începi și de fel cu un Ausbildung cum ar fi Bürokaufmann, care este ceva foarte general, să zic așa, foarte greu intri. De fel, aici iarăși vorbim de niște poziții unde tu nu doar faci lucruri administrative, ci tu ai și un impact în acea firmă pe plan operațional. Iar un exemplu aici ar fi poziția de Geschäftsführer Assistent, care este pur și simplu, să spun așa, asistentul unui director într-o firmă. Acolo trebuie să citești foarte atent ce scrie în descriere, deoarece mulți sunt care caută efectiv secretare, dar sunt și mulți care caută efectiv o mână dreaptă, să spun așa, care să ajute și pe partea operațională a firmei. Ausbildung tipic pentru acest nivel ar fi Bankkaufmann, Chefarztkaufmann, Gross- und Außenhandelkaufmann, de asemenea Speditionskaufmann se caută foarte des. Un studiu clasic aici ar fi Betriebswirtschaftslehre, care este ceva foarte standard, să zic eu, aici în Germania. Și să știți, în unele cazuri, dar bineînțeles doar în anumite cazuri, este posibil ca tu să ai niște sarcini care sunt asemănătoare a unei persoane care este încadrat ca și un Zach Bearbeiter, dar tu, să știi, vei avea un salariu mai bun decât o asemenea persoană. Și să știți, oameni buni, în Germania, în multe cazuri, un Ausbildung este mult mai valoros decât un studiu, deoarece tu când faci Ausbildung în Germania, tu ai și practică, deci nu ai doar teorie, tu și muncești, deci muncești și mergi și la școală în același timp, iar tu ca student teoretic nu ai nimic, ai ieșit de la facultate și zero experiență, în cazul în care nu ai făcut, să spun eu, niște part-time jobs pe lângă studiu. Eu personal, când m-am angajat prima oară după facultate,
la foarte multe interviuri, toți s-au legat de acel Ausbildung care eu l-am făcut inițial la începutul carierei mele. Uite, așa ajungem la ultimul layer, să zic eu așa, la ultimul level de muncă, de poziții aici în Germania. Le-aș încadra ca poziții cu o responsabilitate ridicată, deci vorbim, de exemplu, de un manager și așa mai departe. Trebuie să știți așa, pentru asemenea poziții trebuie cel puțin un bachelor, dacă nu chiar și un master, deci trebuie studiu și de asemenea trebuie să ai note foarte, foarte mari, pentru că ei pentru asemenea poziții o să aleagă foarte mult după note și după cât de bun ai fost în primul rând la facultate. La unele poziții este bine și dacă ai niște experiență, dar nu este neapărat necesară. Doresc să vă arăt doar niște exemple pentru asemenea poziții. Doar ca să vă dați seama despre ce fel de poziții vorbesc, asta ar fi una de la Lidl, Verkaufsleiter, care este o poziție de începător, deci de început de carieră, level beginner, cum ar veni. Și tu aici pur și simplu o să răspunzi de 4 sau 6 filiale, o să răspunzi de 100 de angajați, trebuie să ai un studiu, măcar un BVL, primești și mașină, un BMW și uitați, salariul de început este 66.000 de euro pe an brut, adică asta înseamnă 5.500 de euro. Un alt exemplu ar fi de la rivalii lor, de la Aldi, care este exact aceeași poziție de la ei, care oferă exact aceiași bani și tot așa primești mașină, primești laptop și toate cele și trebuie să răspunzi de mai multe filiale și aici, uitați, 70 de angajați. Alte exemple ca firme unde o să găsiți poziții foarte mari, cum sunt acelea care vi le-am arătat, veți găsi, de exemplu, la Amazon, veți găsi la Volkswagen, veți găsi la Chibo și la toate acele firme foarte mari, pentru că dacă vă uitați, de exemplu, în America, acolo la Silicon Valley, la Google și la toate cele firme foarte mari, ei pur și simplu din facultate și au doar pe ași, doar cei mai buni studenți, pentru că numai așa o să reușească să aibă cele mai bune rezultate. Este greu să găsești o asemenea poziție și este și mai greu să fii acceptat pentru o asemenea poziție, deoarece există foarte multe runde de interviuri și de asemenea la majoritatea există și acele assessment centers unde tu vei fi evaluat psihologic, vei da teste de inteligență și așa mai departe. Eu personal am încercat să aplic atunci pentru acea poziție de Verkaufsleiter la Lidl după ce am terminat facultatea, iar am picat la a treia rundă de interviu. Acum trebuie să mai înțelegeți un lucru în Germania când vine vorba de joburi. Vedeți voi, după cum am spus, în funcție de cartea care o ai, de școala care ai făcut-o, tu o să ai acces la joburile care sunt pentru acel nivel, să spunem așa. În Germania, supracalificarea, deci Überqualifizierung, să știți, este o mică problemă, pentru că tu, dacă, spre exemplu, ai un studiu, ai un bachelor, ai un master și, să spunem așa, ai rămas fără muncă sau încă nu ai de muncă și dorești să aplici pentru o poziție de Sachbearbeiter ca să intri și tu acolo pe piață și ca să câștigi un ban, e bine, pentru o asemenea poziție, de exemplu, tu nu o să mai ai acces. Dacă aplici, o să fii direct rejectat. Trebuie să înțelegeți așa, în Germania, pozițiile care, să zic eu așa, cer mai multă carte sunt mai puține decât pozițiile care sunt necalificate. De asemenea, concurența este mult mai mare la pozițiile unde se trebuie mai multă carte, pentru că există foarte mulți absolvenți aici în Germania care ies pe piață. La o poziție sunt cel puțin 100, dacă nu 200 de persoane care se luptă și așa mai departe. Vedeți voi, în Germania, cei de la recrutare sunt conștienți de următorul lucru. Dacă tu, ca persoană care ai bachelor și master, cauți o poziție de secretară doar ca să fii sigur că ești mult mai calificat și că poți să iei acea poziție, e bine, el nu o să te ia pe tine, pentru că el este conștient că tu ai luat acea poziție doar ca să cauți mai departe o poziție pentru nivelul tău, pentru studiile care le-ai făcut și pentru banii care tu i-ai meritat cu studiile pe care tu le-ai făcut și tocmai de aceea ei nu o să vă accepte. Pentru că în Germania, să știți, pentru fiecare poziție, deci indiferent dacă vorbim de portar sau vorbim de director, se caută omul ideal pentru acea poziție, adică se caută persoana care ei sunt siguri că o să stea cât mai mult și o să facă acea muncă și nu o să schimbe joburi.
Și să știți, în Germania, tocmai de aceea este un intern când vine vorba de angajare, în special pentru pozițiile mai mari, pentru că durează enorm de mult până când acel proces de recrutare se va termina. Vă pot spune în felul următor, în Germania, să știți, în special la începutul carierei și atunci când tu ai mai puțină experiență, felul și modul cum tu aplici pentru un job, să știți, este chiar mai important decât CV-ul tău care îl vei prezenta. Vedeți voi, în Germania, cu timpul CV-ul are o importanță mai mare decât modul cum tu aplici pentru un job și cu timpul contactele care tu le ai și acel network care tu ți-l creezi devine mai important. Și să știți, nu degeaba în Germania o să auziți acea zicală, și anume vitamin B, adică Beziehung, adică contacte, adică pile, cu alte cuvinte, pe limba română. Dragi prieteni, ăsta a fost primul video dintr-o serie de videouri care o să le fac munca în Germania de la A la Z. Vă invit să urmăriți acest canal dacă sunteți interesat de acest subiect, pentru că o să fac mai multe videouri asemănătoare. Și dacă v-a plăcut acest video, aș aprecia enorm dacă ați da un like aici. Vă urez mai bine și până pe data viitoare. La revedere!